Bine ați venit la un nou episod de Minecraft la mine pe canal. Bună seara, băi și fete, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un nou videoclip super interesant și foarte, foarte special de Minecraft, deoarece astăzi, fraților, am un videoclip la care lucrez de câteva zile, mai exact. Am pus aici, în fața voastră, top 10 cele mai periculoase SCP-uri din Minecraft. Pentru cei care sunt, să spunem așa, nu sunt familiarizați cu termenul ăsta de SCP, în cazul în care nu știți, sunt niște creaturi de-astea care cei că există și în viața reală, pe care eu le-am adăugat în Minecraft, în cazul în care n-ați văzut clipurile mele precedente. Însă astăzi, fraților, am intrat pe mai multe site-uri, am intrat și pe site-uri cu SCP-uri din Minecraft și cu SCP-uri din viața reală și am pus aici, boys, în fața voastră top 10 cele mai periculoase SCP-uri în funcție de mărime, cât de mult HP au, cât de mult dau damage. Deci, băi, e ceva super, super tare. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal ca să ajungem, Doamne ajută, la 20.000 de abonați. Și eu zic, fraților, să-i dăm drumul, pentru că până la urmă avem 10 SCP-uri și eu zic să nu ne lungim o oră cu videoclipul. Hai să vedem. Prima dată, fraților, avem SCP Pyroraptor. Ok, frățiorul nostru Pyroraptor, cred că toată lumea și-a dat seama din denumirea lui că o să fie ceva de genul un dinozaur. Fiți atenți, boys. 3, 2, 1 și... Asta este locul 10. Mamă, dar e urât rău de tot, pe bune. Eu i-am văzut numai pe site, eu i-am băgat pe toți aici, adică, bă, să fiu sincer, maxim 2-3 am spawnat aici lumea de Minecraft, nu știu cum se comportă. O să las să-mi dea câteva hituri. A, nu-mi dă hituri, stai, a, că sunt pe peaceful, ia, că-mi dau pe normal, ia. Mamă, dar nici, bă, nu, ok, a, stai, că am rezistență și fac rezistență. Bă, dar e ok, ia să vedem câte hituri moare, 2-3. 4, 5, 6, mamă, 6 hituri. Bă, fraților, 6 hituri, bă, sunt full diamond cu rezistență, cu chestia asta. Și am abia, și mi-a luat abia 2 inimi, bă, adică se lămoră cu 6 de-astea de sabie de diamond. Bă, nu știu ce să zic, fraților, mi se pare destul de wow pentru locul 10, adică oare ce o să fie la locul 1? Ok, haideți să continuăm, fraților. SCP-023, Black Shook. Ok, fraților, deci, bă, vă zic sincer, când l-am găsit pe băiatul ăsta, eu n-am auzit de el nici în viața reală, mai dita în joc. Și vreau să scrieți voi dacă cumva ați auzit de el, eu n-am auzit niciodată de el. Hai să vedem, Black Shook, 3 de 1 și... E un câine gigantic cu ochii roșii, bă, uitați-vă, și fuge exact la fel... Mamă, sau chiar cred că puțin mai repede decât mine. Mamă, uite, bă, mă prinde din spate. Deci exact la... Mamă, și dă tare. Bă, uitați-vă, boys, cât dă. Uitați-vă la inimile mele din stânga jos. Bă, de ce stă dă cu mine de pe mă? Mă moară, mamă. Bă, de ce stă? Ăsta e locul nou, bă, ce bă, pe locul 1? Ia, una. Hai să vedem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamă, 9 hituri a trebuit la omul meu să moară. Pă, bă, fraților, ce o să fie, mă? Stați puțin să văd dacă filmez. Pă, bă, ce o să fie în, cum îi zice, ce o să fie când o să ajung la locul, cum îi zice, la locul 2, 3, 1. Ok, hai să vedem, hai să dăm la SCP-087. SCP-087-1. Bun, hai să vedem care e treaba cu băiatul ăsta. Mamă, câte slime-uri s-au spunat aici, fraților. O să dau rapid un difficulty 0 să dispară astfel și pă dau înapoi difficulty 2, știi ce zic? Hai să vedem, 3 de 1 și SCP-087. Mamă, altul, bă, uite cât de rapidă și ăsta, mă. Bă, care-i treaba cu băieții ăștia? Asta, mă, ăsta din câte hituri mare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamă, bă, ăsta mă moară. Bă, ăsta-mi dă hituri de câte? 2, bă, nu. Bă, ăsta nu mai moare. Bă, ăsta nu moare. Bă, fraților, ăsta nu moare. Bă, mori. Bă, ăsta nu moare. Nu, fiți atenți, nu, deci nu cred. Difficulty 1. Lasă-mă, frate. Bă, mamă. A, difficulty 0 trebuie să dau. Difficulty 0. Bă. Bă. Bă, ăsta nu moare. What? Bă, ăsta nu moare. Bă, cât aș pierde ăsta? Bă, frate, ăsta e chiar al 20-lea hit. Bă. Bă, ăsta nu moare, băi. Deci e pe locul 7, dacă nu mare, că teoretic e invincibil, nu? Sau pe loc 8, câte, dacă e pe loc 8. Bă, e invincibil, bă. De ce nu moare ăsta, man? Ok, fraților, pă, bă, deci singura variantă, dar fii asta, fii atent, dau un ghimot creativ și îl bag în void. Boys, acum se face nebunia, 3, 2, 1, te-ai dus, știi ce zic, băi, golane, băi, deci bun. Am scăpat de ăsta, bă, deci ăsta efectiv nu putea să moară, bă, eu am dat-o de la Zuzu și voi, dar... Bă, 20 de hituri deja nu moare, chiar sunt curios, fraților, dacă în ăsta am dat 20 de hituri și nu am murit. Și o să se întâmple acum la locul 7, unde l-avem pe SCP-098, Sir John Krabs. Ok, fraților, ăsta e Krab.
Aoleu, mamă, ce urât e. Mamă, e paianjen de ăla. Asta nu-i crab, frate. E direct paianjen. Dacă morc aici, vine după mine. Mamă, mamă. Băi. Bă, s-a urcat pe mine. A, acum nu poate să mă moare că e dificultatea asta. La, rămâi așa. Mamă, ce-mi dă. Mamă, bă, ce dă ăsta. Mamă, dar ce urât e. Pă bune, vă zic, fraților. Ia stai că o dau cu el. Vino mai aici. Vino, mă. Vino, bă, cât mai dau și la ăsta, bă, că ăsta e micuț, ar fi trebuit să moară cât mai rapid. Deci, fraților, ăsta a fost și crabul nostru, care crabul ăsta, bă, ciudat, rău de tot, dacă ăsta să mă întrebați pe mine, stați puțin, chiar mi-a ieșit din joc. SCP, bă, ciudat, rău de tot. Bun, mai avem 6-5, deci mai avem încă 6 de-astea, bă, deci până acum am fost surprins, mă, miram că chestia asta o să fie printre, na, 1, 2, 3. Hai să vedem SCP-ul 6, 2, 7, 6, 1, Banana Zilla, mamă, bă, zic că ăsta... Deci din câte mi-amintesc eu de pe site, ăsta ar fi un fel de dinozaur sau ceva de genul, mai cheamă și Banana Zilla, teoretic ar trebui să fie un dinozaur. Hai să vedem teoretic și... Mamă, da, mamă! Băi, o banană! Fraților! Bă, uite, are gura ca o banană, băi! Bă, ce e asta, man? Ia difficulty zero, lasă-mă așa. Bă, uitați-vă, fraților, are dinții ca o banană. Bă, gata, mă, ia una, două, trei, patru, cinci... A murit. Bă, fraților, cum a murit? A murit că l-am văzut pe SCP-023? Bă, unde e SCP-023, frate meu? Lasă-mă, frățiorul, astea vin la mine. Și ce zic, mamă, dar mi-a luat toate chestiile astea. Și m-am aici cenușă și burn bone. Ok, da, o să dau aici rapid un game mode creativ, fraților. Și o să plec de lângă băiatul ăsta. Deci Banana Zilla ăla. Ia stai, deci bă, eu am murit că am văzut ceva SCP. Dar ăsta trebuie să moară neapărat. Uitați-vă la el. Deci uite, are asta, gen, e o banană aici, ok. De aici se zice Banana Zilla. Bă, dar ăsta e gigantic, fraților. Cum poți să-l omori eu pe ăsta? Bă, e imposibil să-l omori. Bă, dacă e atât de gigantic. Stai că mai bine, bă, îl mut pe aici. Și zic, îl mut, dau în partea aia, stai acolo, fraților, că îmi fac eu treaba aici. Bă, deci... Bă, deci, cum ne-am să-i omori eu pe ăștia, bă? E imposibil să-i omori, știi ce zic? Adică... Gigantic, frate meu, n-are nicio logică. De ce m-aș bate cu ăștia? Că, na, n-are nicio logică, 100% mor dacă mă bag cu ei. Bun, haideți să trecem la următorul, care este SCP-015. Sperăm că nu venim pe Banana Zilla cum vine de acolo. Sau? Parcă am auzit ceva. SCP-015, boss. Ăsta e boss, mamă, nu mai amintesc. Ăsta trebuie să fie ceva mare. Având în vedere că scrie boss, trebuie să fie boss de boss, știi ce zic? Ia să vedem, 3-2. Mamă. Bă. Bă, ce e ăsta? Bă, e un om, bă, e un ăsta jumate om, jumate metal, gen. Uitați-vă la chestia asta, ia, i-am dat una. A, stai că-s dificultatea asta, dificultatea 2. Ia dacă-i dau una. A, dă și el în mine, uai, credeam că nu dă deloc în mine. Bă, dar și dă bine, ia, dacă încerc să mă apropii de el, uite, nu pot să mă apropii de el. Bă, dar stai, că vreau să-l vizualizez mai așa, mă, uitați-vă la el, boys, uitați-vă la el, mamă, bă, să vezi unde ăsta, pe lumea ta de maică, te ca și pe tine. Că ăsta nu mai e om, e direct, una, două, trei, patru, mamă, boys, pe ăștia, e imposibil să-i omor, ce zic, adică, da, un ăsta ca prostul, dar nu se întâmplă absolut nimica. O să dau aici rapid un time set day și cu ăsta, cred că o să-l trag și pe el pe dreapta, la fel ca pe ce... Gata, mă, l-am urmat, mamă, mai aveam un hit. Băi, am dat vreo 15-16 hituri și gândiți-vă că, da, având în vedere că era jumate om, jumate mob, adică nu puteți să spune că era un mob 100%, era jumate om, jumate mob. Ok, băieți. Mai avem, ăsta a fost al nostru. Mai avem încă 4. Aici cred că începe distracția. Pă bune, ultimele 4. Mamă, care e treaba cu voi, mă? Difficulty 0, difficulty 2 înapoi, știi ce zic? Hai să vedem. SCP-1000. Bigfoot. Oh, shit, boys. Ăsta e Bigfoot. Ăsta o să fie foarte greu de bătut. Uitați-vă la el. E, na, gorila gigantică Bigfoot, toată lumea știe. Suntem frați eu cu Bigfoot, gen. Uite, fuge de mine. Bă, n-aș vrea să mă bag cu el, pe bune. Mă, dacă începe el. Uite-se-vă la mine, boys, adică. Deci, a, păi, dar nu poate să se bată cu... Bă, uite că e difficulty 2. Poate să se bată cu mine, boys, dar nu vrea. Bă, eu zic așa. Bigfoot ăsta 100% e mai puternic decât aia de dinainte. Deci mi-a 10 ani să-l bat, așa că să-l lăsăm aici, frățiorul. L-ați văzut pe Bigfoot, țac, pac, 1-2. Nu mă bag cu tine, frățiorul, că mă rup, știi ce zic. Hai, deci îl punem la loc. Eu zic că e foarte bine așa, să se joace el pe acolo. SCP-173. Mamă, băiți, și aici am ajuns unde e cel mai interesant. La top 3, let's go. SCP-173 de Sculpture. Oh, shit.
În cazul în care nu știți de SCP-ul The Sculpture, sculptura, vă aduc aminte eu, uitați-vă, boys, asta e sculptura. Mamă, uite, uite, da, în ăsta am observat și eu, uite, vedeți că în astea, mamă, stați că în ăsta nici nu poți să dai, uitați-vă ce știți, adică, uite, în astea poți să dau și în Bigfoot, dar în, mamă, băi, o să mor, o să mor. Băi, frate meu, băi. Mamă, stai să mă acum, în mod creativ. Mamă. Bă, cât damage dă ăsta, frate meu. Bă, am uitat deja de două ori în videoclipul ăsta. Bă, și-s full diamond, dar ideea era doar să le testez, de-aia aveam și un stack de golden apple la mine. Mamă, așa, a plecat armura pe cursă. Bă, fraților, bă. Bă, dar ce se întâmplă cu ăsta, man? Și de ce dă așa de mult damage? Ia game mode, ia, vedeam aici un game mode survival și îmi bag rapid golden apple-ul și încerc să-l bat. Ia vină, mă. Uite, vedeți, eu nu pot să dau în el. Dar el poate să dea în mine, mă, auzi ce chestie. Ok, uite, vedeți, el poate... Mamă, bă, și mi-a luat armura! Am rămas fără armură! Fraților, am rămas fără armură! Creativ din nou! Bă, mi-a luat armura de pe mine, să nu aveam armă niciodată! Ok, băieți, bă, deci ăsta, pă, bune, deci... Teoretic, bă, deci n-ai difficulty zero, gata, a plecat, mamă, și asta trebuie să-l... Trebuie iară să-l bag în void. Bă, deci teoretic nu ai ce să le faci la ăștia, pă, bun, adică la Bigfoot nu m-am bătut cu el, dar să zicem că poate dacă îi dădeam foarte, foarte multe săbi, aveam o șansă să câștig. Bă, dar la Sculpture ăsta, ați văzut că am dat în el și nu intrau hiturile în el efectiv și mi-a luat armura de pe mine. Ori mi-a luat armura de pe mine, ori am fost eu proști și n-am avut armura încă de la bun început. O să mă uit eu pe filmare când editez să văd care-i treaba și dacă într-adevăr a fost așa. Însă, haideți să vedem, boys, pentru că mai avem încă două, da? Mai avem SCP-096 și SCP-3199. N-am auzit în viața mea de 3199. Hai să vedem 096, The Shy Guy, îl știți pe al nostru. Ia, hai să vedem 3199 și mam. E aici jos, mamă, vine după... Bă, ce se întâmplă? Boys? Bă, se aude ceva? Se aude ceva? Se aude ceva? Se aude ceva? Frate meu? Ce se întâmplă? Nu faci vă prostie, te rog! Ce se aude? Mamă, mai bagă cod ăsta, ia, se aude ceva! Acum vine! A început și a plecat. Bă, nu la mine, dar a plecat. Nice, boys, am scăpat și de el. Nu mă bag nici cu el, știi ce zic? Ăsta e locul 2. Dar acum sunt tare curios. Eu credeam, eu credeam că ăsta e pe locul 1. Știi ce zic? SCP-096. Toată lumea știe de SCP-096 până la urmă. Avem SCP-3199 Humans. Deci stai, SCP-3199, care-i treaba cu băiatul ăsta și de ce e așa de suspect? Hai să-l vedem, fraților, dacă încă nu ați apăsat pe butonul de like, apăsați și dacă ați ajuns aici, vă pup, știi ce zic, trade-o nu și... Aoleu! Bă, ce-i cu ăsta? Bă! Bă, fraților! A, stai, că e difficulty zero. Fățioră, de-aia nu puteai tu să dai cu mine, ia. Mamă, și ăsta dă tare. Mamă, ce tare dă, băi, calmează-te. Bă, care-i treaba cu el, mă? Ia, că o dau, ia, una, două. Mamă, ce sunete scoate. 3, 4, 5, 6, 7, mor, mă, 8, 9, mă, mori. Mor, mă, șmechi, ou. Ou, ce-i ăsta? Mamă, l-am scos. Era ceva ou. Ok, băiți, ăsta a fost locul 1. Bă, adică a fost creepy și sunetele au fost creepy, dar nu știu să zic, băiți, dacă merita neapărat locul 1, dar poate chestia pe care a dropat-o la final, ouă, era ceva interesant, însă eu, na, din păcate, nu știu, a dispărut sau poate era ca ora de dracon și se teleporta pe aici, habar nu am, fraților. Ei bine, ăsta a fost tot videoclipul, mi s-a părut super, super interesant și scrieți la voi în comentarii, fraților, deci în opinia mea cel mai creepy nu a fost ăsta, nici ăsta a fost The Sculpture, SCP-173, deci în opinia mea ăsta a fost cel mai creepy SCP din episodul ăsta. Scrieți la comentarii care vi s-a părut vouă cel mai periculos. Eu am fost Marusian cu vă urez o seară minunată. Ne vedem mâine cu episodul noi. V-am papă toți, pa, pa!